Situație tragicomică se întâmplă în satul Piscuri din localitatea Plopșoru. Zeci de localnici cu vârstă de peste 60 de ani au primit odată cunștințarea cu privire la taxele și impozitele locale și o hârtie prin care erau anunțați că au de achitat și amenzi de 1000 de lei. Oamenii și-au pus mâinile în cap și au început să caute explicații. Una dintre femei spune că soțul ei abia ce se poate îngriji de animale, dar să mai conducă și o mașină. Cât despre faptul că ar fi putut fi amendat ca pieton, nici atât. Este șoferiță periculoasă? Da, mamă, da. Vai de mama mea. Ce s-a întâmplat? Nu știu, doamnă, că el n-are ajutor. A amendat pe aici peste tot cu ajutoare sociale. Dar pe el, eu nu știu de ce Dumnezeu l-a amendat. Că el n-are nici ajutor social, n-are nici pensie, n-are nimic. Și ce amendă i-a venit? De 22 de milioane. Vă răplic cu acușa, că mi-a venit de la București. În științarele alea. Păi ce scrie pe ea cum e? Nu știu, că n-am citit, că le aduc fetică. Pentru permis? Pentru ce? Pentru... șoferie, că nu a venit și bratul marinel, are venit la toate. Și mai revoltător este cazul unei femei de aproape 80 de ani țintuite la pat, dar și cel al unui bărbat pe jumătate paralizat. Și aceștia s-au trezit că au de achitat amenzi de 1000 de lei. La rândul său, fiul femei, care locuiește la aceeași adresă, spune că nici el nu posedă permis de conducere, ca să poată fi vorba despre o confuzie. Pe numele ei a venit amenda. Păi, dar nu, pe al meu, domn. Ce amendă? Care-i situația noastră și care-i adânsei? Păi mama, de cum să spune, ea... a lucrat pe mine, de aici pe partea altă și... Și acum e la pat cum e? Ia să-și pe afară, deci trebuie să fim foarte tens de des, nu... Noaptea, deci trebuie să... Eu nu mă asum noaptea, mă credeți? Dar nu că... circulă, nu e șoferiță? Nu, mama mea șoferiță. Haideți, doar să ne țin pat acolo, că doar nu... Dacă vorbiți, dar trebuie să țipați de aici, eu dacă aici vorbesc, mama e aici și eu sunt aici. Ha, ha. Înțelegeți, doamnă, dumneavoastră, lucrar să vedeți. A luat amendă? Păi 74. Și-a luat amendă? De bineînțeles, pe amendă de ciclose. Eu și mașina, cine o cum conduce? Oamenii de se interesează de asta și e foarte frumos. E foarte frumos. Nu colorul m-a venit și vedeți că... Păi, dar sunt oameni în casă. Da. Nici, ca, nici ca pieton nu da. Ați fost amendată. Da. Vai de capul. Dar nu vedeți, nu? Nu vede, nu aude. Uite, vorbiți tare cu aia, nu vă aude. Deja vorbiți. Nu vedeți, nu auziți. Mă, te întreabă, nu vezi, nu auzi. Ba, mai aud, dar văd unde, văd unde, nu văd. Amendă de circulație. De la primărie mi-a venit un plic și mi-a venit dublu, că am scos niște bani lui fiul meu din bancă și n-a dat banii. Și mi-a venit mie dublu, 100 și ceva de milioane. Și amendă de la circulație? Am și amendă de circulație, da. Mi-a băgat acolo tot. De câți bani amendă? Păi peste 100 de milioane. Și aveți mașină? Pe... n-am nimic. Eu sunt paralizat. Partea mi-a luat-o în picioare merg, dar mâna... a pierdut-o. Și ați luat amendă pentru ce? Că ați condus? Nu am condus. Eu am fost tractorist acum 45 de ani. Primarul comunei, cel care a trimis în științările, nici el nu mai știe când vorbește serios. Ba că amenziile ar aparține copiilor bătrânilor care au aceeași adresă în buletin, ba că ar fi vorba de o greșeală a funcționarilor sau o eroare de soft informatic. Foarte grav că se află într-o asemenea situație. Nu au condus, bineînțeles, dar sunt cap de gospodărie. El e capul de gospodărie, iar amenziile vin înregistrate la poziția de rol. Și eu nu pot să defalc. O să achiziționez probabil în viitor un program mai performant dacă există, în așa fel încât să pot să fac poziție de rol secundar la fiecare deținător de amendă în parte. Dar dacă o gospodărie are 7 copii, bineînțeles că vin amenziile transmise și informate că la poziția dumneavoastră de rol au fost înregistrate 7 amenzi. Amenziile există, dar în mod eronat, sunt 3 poziții. Amenzi locale, amenzi de circulație și alte amenzi. Din greșeală, operatorul din calculator a bifat, în loc să bifeze căsuța la amenzi locale, a bifat căsuța la amenzi de circulație. La scurt timp, primarul mai spune că ar putea fi vorba și despre alte amenzi. Alarmare falsă la 112 sau furt de lemne din pădure. Sunt amenzi locale. Care sunt? Ca suna la 112. Că a fost amendat, că s-a dus și a furat lemne din pădure și a venit ocolul serviciu și a dat 2000 de lei amendă. Sunt transmise la noi. Deci avem sume importante de recuperat. Un lucru este sigur, pentru anularea amenzilor, oamenii ar trebui să conteste deciziile, lucru puțin probabil având în vedere că sunt foarte săraci. În caz contrar, oamenii se vor trezi cu poprit pe pensiile și așa mizerabile.